Pentru o familie formată din două persoane avem 244 de lei, pentru o familie formată din trei persoane avem 342 de lei, pentru o familie formată din patru persoane avem 423 de lei, iar pentru o familie formată din cinci persoane 505 lei, câte 35 de lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci persoane care face parte din familie în condițiile prezentei legi. Cuantumul ajutorului social lunar se stabilește ca diferență între nivelul veniturilor prevăzute de lege și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Începând cu data de 1.7.2013, cuantumul alocației pentru susținerea familiei, prevăzut potrivit legii numărului 277/2010 pentru familia cu doi părinți și care realizează venituri între 0 și 200 de lei, este de 40 de lei pentru familia cu un copil, 80 de lei pentru familia cu doi copii, 120 de lei pentru familia cu trei copii, 160 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii, pentru familia formată din doi părinți și care realizează venituri între 201 și 530 de lei, 33 de lei pentru familia cu un copil, 66 de lei pentru familia cu doi copii, 99 de lei pentru familia cu trei copii, 132 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii, pentru familia formată de părinte singur și care realizează venituri între 0 și 200 de lei, 65 de lei pentru familia cu un singur copil, 130 de lei pentru familia cu doi copii, 195 de lei pentru familia cu trei copii, 260 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii. Pentru familia formată din părinte singur și care realizează venituri între 201 și 530 de lei, 60 de lei pentru familia cu un singur copil, 120 de lei pentru familia cu doi copii, 180 de lei pentru familia cu trei copii, 240 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii.